Episcopul de Cahul și Comrat Anatolie a oficiat slujba de sfințire a pristolului Bisericii Sfântul Arhanghel Mihail din satul Ciucurminjir, împreună cu un sobor de preoți. Este vorba despre masa din mijlocul altarului bisericii pe care se țin obiectele necesare oficierii liturghiei. Domnul a îmbrățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcat să Domnul cu putere și s-a încins. Pentru că am venit lumea care să se va căștina, data este stau să și atunci. Din viață ești tu ridicat, aurele Doamne, ridicat, mărâmbi blasfemilor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate, mulțumesc dumneavoastră pentru toate, mulțumesc că ați venit la această frumoasă slujbă și Sfântul Pristol de acum este sfințit. Pentru contribuția în restaurarea bisericii, promovarea credinței ortodoxe, parohul bisericii Sfântul Arhanghel Mihail din satul Ciucurminjir, protopopul de Cimișlie Nicolae Goreanu, a fost decorat cu Ordinul Meritele Bisericești. Protoireul Nicolae Goreanu se decorează cu Ordinul Meritului Bisericesc de gradul 2, în semn de recunoștință pentru activitatea sărguincioasă spre binele și îndrumărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Metropolitul Chișinăului și a întregii Moldovei, 25 mai 2014, orașul Chișinău. Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este! Cu distincții bisericești au fost decorați și alți creștini pentru merite în slăvirea Bisericii Ortodoxe. Printre cei decorați s-au aflat și Mihail Ciobanu, Ordinul Paisie Velicicovski, Feciorul Domnealui Iurie Ciobanu, Medalia Sfântul Gheorghe, Feciorii Vitalie și Andrei Ciobanu, cu diplome bisericești. Prin străduința lor în preajma bisericii a fost edificată o răstignire cu înălțime de circa 7 metri, care a fost sfințită cu participarea Episcopului de Cahul și Comrat Anatolie. Cu harul Preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește. Amin. Mulțumim Dumnezeu că s-a ridicat această răstignire cu binevoința Domnului. Au participat două grupe de constructori din firma lui Grigori Grosu și Valodea Mârza. Le mulțumesc și lor pentru că am scos-o cu bine la capăt și azi, în ziua de azi, ne-am stat Dumnezeu și am sfințit-o cu preepiscopul Anatolie de Comrat și Cahul și Dumnezeu să o păzească mai departe. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să scot în cap ideea care am pus-o pentru, nu știu, pentru sat, pentru creștini și mulțumesc Domnului că ne-a ajutat. Satul Ciucurminjir are peste 2500 de locuitori și este așezat pe traseul național la hotarul dintre raionul Cimișlia și Comrat.